sună camera aici. Salutare, frații mei. Bine ați revenit pe Lanseta cu Lunetă. Sunt la trecere Bac Nufăru. Plec spre Gorgova, fraților. De data aceasta sunt singurel, fără program, fără obligații, știți cum e, ce e mai bine. Da. Sper să pot ajunge la Gorgova, nu știu cum este digul, am vorbit cu câțiva dintre săteni, au spus că au intrat vreo două mașini zilele astea, n-a mai plouat de mult, dar nu se știe niciodată, haideți că a plecat și Bacul. Ce avem noi aici? N-a plecat Bacul, dar urmează să plece. Da. După cum spuneam, voi petrece 2-3 zile pe zona Gorgova. Nu știu unde voi pescui. În principiu vreau să pescuiesc la Dunăre, să dau după șalău și o mai vedea ce o mai fi pe acolo. Dacă vrea Mihai să mergem pe undeva cu șalupa, avem loc, avem. Partizan, fraților. Mi se aud clopoței în portbagaj. Dunărea, mamă, dar ce de lemne tăiate, Doamne. Ia să vedem ce avem noi aici. Niște pescari cu barca. Da, cred că am loc. Niște pescari bucureșteni. Deci pescarii sunt pe baltă, fraților. Balta vă așteaptă pe toți. Dunărea cam un flățic așa, după câte văd. Dar nu mai e atât de tulbure, parcă. S-a mai limpezit puțin. După cum spuneam, soare. Azi soare, mâine soare, poi mâine soare. Avem 16 grade, mi-arată în bord aici. 16 grade. Destul de cald, nu? Destul de cald pentru a-l pune în mișcare pe Mr. Fish. Da. Am vrut să plec cu pasagerul, dar pierzi timp cu pasagerul. La modul ai la 1 după amiaza sau la 1 jumate, nu mai știu sigur, cursă. Ajungi în vreo 3 ore, deja ai pierdut ziua. Iar la întoarcere, automat trebuie să dormi o noapte acolo pentru a lua pasagerul de dimineață, care e la ora 9. Deci nu e nicio șmecherie. Ultima zi ca și cum ai pierdut-o și pe aia. Așa că am preferat să vin cu mașina. Sper să fie digul cât de cât accesibil. Oricum, el tot de pământ este și cu hârtoapele alea, bineînțeles, pentru că dacă se împotrivește,
șmecherul pe aici cu agricultura, vă dați seama că nu or să bage nici măcar piatră niciodată. Nu știu de ce e împotrivă. Și se face stăpân pe acest drum care unește partizanul practic de Vulturu și Gorgova. Habar n-am de ce se împotrivește acest om. Dar asta este, ce să le faci? N-ai ce să le faci. Mai sunt și oameni de ăștia pe pământ. Ce bine arată Dunărea. Sper să văd și culoarea unui pește. Mai nou, la magazinul de momeli venise un pescar și cumpăra nadă pentru crap, una alta, și că un prieten de-a lui ar fi bubuit crapul prin baltă, nu știu pe unde, dar și că ar fi bubuit-o tare de tot. O fi dat de ea. Aia una e cu barca să te duci, mai ales să ai și un sonar. Da. Dar așa când mergi la ghici, la plezneală cum merg eu, de fiecare dată, rare ori s-a nimerit să mai fiu pe o barcă care să aibă un sonar. Și eu nici nu știu să le citesc sincer sonarele alea. În fine, ți arată peștișori pe acolo sau chestii, ai pește. Dar în principiu trebuie să știi să le citești, să-ți dai seama ce fel de pești sunt. Și de aici începe distracția, fraților. Începe distracția până la sat Vulturu. Că ia apă pe aici, pe câmpul ăsta. Semne că va fi și pe drumul din pădure. Nu mă aventurez, nu-i dau pe pădure. Am să-i dau pe digul de pământ, pe digul înalt. E în mod normal. Pe aici trebuia să continue drumul ăsta. Și să facă legătura între satele astea. Nu mai pun că sunt copiii la Gorgova care merg cu barca, îi duc părinții cu barca la Maliuc, la școală, ce să mai... E teroare. Asta este, ce să facem. Mergem înainte, nu? Înainte, că înainte era mai bine. Deci, drumul, după cum vedeți, e varză, fraților. Deci, mă așteptam să fie varză, dar nici chiar în halul ăsta. Parcă prea de tot. Fiți atenți ce e aici. Nu știu, m-am pus la drum, m-am pus. Dacă reușesc să ajung bine, dacă nu, când voi vedea că nu mai e posibil, mă voi întoarce. Ce să mai, Doamne ajută. Mamă, e varză, mă, varză, nu vrăjeală. Varză rău. Chiar și așa atinge puțin. Haide, mama mea. Ce vorbești? Nici o șansă. Ei, și avem două leve de aici. Ei, ce frumoase. Fiți atenți cum e drumul. Of! Drumul e varză, doamne, ce drum m-am băgat. Fraților, cu chiu, cu vai, abia am ajuns în Vulturu, nu știu, drumul acela este catastrofal. Deci, nu recomand nimănui să vină la Gorgova decât cu mașină înaltă. Nu știu, mai înaltă decât Dusterul, nu știu. Sunt fleașcă tot, ce să mai zic. Niște șanțuri până la genunchi, cazi într-unul de ăla, gata, ăla ești. Nu știu. Mă rog la Dumnezeu la întoarcere să traversez cu bine porțiunea aia de drum.
dar vă zic o chestie. Până la vară nu mai vin cu mașina la Gorgova, gata. Până nu scad apele și se va usca drumul din pădure, pentru cei ce cunosc, până nu se va usca drumul din pădure, vă zic sincer, nu aveți ce să căutați pe drumul ăsta. Nu știu, sunt un norocos că am ajuns până aici. Aș fi super norocos să pot să ajung și înapoi acasă, dar până una alta mi s-a luat așa un, să zic eu, o piatră de pe inimă, parcă nu mai dovedeam. Și din ce în ce mai rău și mai rău și hârtoape mai adânci. Ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu. Așa ceva încă n-am întâlnit. Oare să-i dau pe pământ, oare să-i dau pe aici, dă să-i dăm pe aici cât mai aproape de civilizație, că cine știe cum e și digul pe acolo. Ia fiți atenți, Dunărea. Stăteam și mă gândeam, rămân în podmoli pe acolo, gata, mă campez. Zic, la vară mai ies din delta, doar că faza e că între malul Dunării și digul acela toată pădurea este inundată, este pur și simplu baltă. N-ai cum. Ce vrei, măcuțu? Băi, fugi, băi, drăguțelule, băi. Of. Da, m-am uitat și eu pe meteo, am pus-o și pe Google să se uite pe meteo. O mică ploiecică, dacă mă prinde pe aici, am pus-o. Arată bine meteo. Să vedem. Sper să nu am niciun fel de precipitație, nimic. Cam asta este, fraților. Mai am puțin până la Gorgova, mai sunt câțiva kilometri și cam aia e. Abia aștept să ajung. Nu știu. Abia aștept să ajung să deschid o bere, să mă relaxez la malul Dunării. Și în sfârșit am ajuns la Gorgova, fraților. În sfârșit. Am să opresc pe aici, pe la Chierhana, să văd ce fac pescarii mei. Să-i cinstesc cu o bere, că sigur le e poftă. Că aici în magazin, aici în sat, pardon, nu mai e niciun magazin. Ducu, stai cu minte, stai cu minte că te calc. Ce să mai zic? I-au lăsat și fără magazin. Păi cu drumul ăsta... Ce să mai... Da, mă opresc aici la o berică și apoi... Mă duc să arunc lansetele la apă. Ia, canalul... Umflat canalul. Ia să vedem că aici mi-a scos Mihai niște roșioare, oblet. Mai am eu cărășie aici, da? Ia să vedem ce e aici. Nu, ce cărășie. Dar ăștia sunt mai mari aici, nu? Să zic să-i dea drum. Să le dea drumul ăla, da? Cărășel mitită. Mamă, ce pește a înghițit cormoranul ăla, nu-mi vine să cred. Dita mai plătica, ce era, Doamne iartă-mă. Stai să vedeți că s-a scufundat iarăși. Stai să vedeți cu ce pește iese. Ia, hai, ia uite. Ah, n-ai prins nimic de data asta, banditule. Iar s-a scufundat. E plin aici de oblete, de plătică, de cărășel. Unde ești, mă? Dar ce se chinuia să rânghită, cât de mare era? Haide, mă, unde ești? A, pe acolo a ieșit. Am ajuns în spatele curții lui Mihai. Voi fi cazat la Mihai. Acolo, dacă se observă, nu știu dacă se observă singur. E o lebădă singură. Nu știu ce caut acolo, dar e singură, singurică. Ce baltă s-a format aici, mereu. Balta asta de la inundații, de la
nivelul apei. Pânza freatică își face lamblau. Opa! Ce se aude? Cățeluși! Cățeluși! Să avea pacă! Suntem la sat, fraților! La țară, fraților! La țară, cum îmi place mie! Cu animale, cu lemne, hai să tocăm niște lemne lauri. Viorica m-a întâmpinat aici cu pește, prăjit, caraf. Mihai, tăca vaca. Gata. Nu știi de o sărăi. Uitați-vă ce frumusețe. Fiți atenți, ieiți seama. Ia uite mă, Gugu mă, uite mă, Gugu mă, cred că Gugu mă sună, sunt gând-gând cu ea. Fiți atenți ce frumusețe mică. Iată. Nu e Gugu, nu știu cine e. Fete. Bă, fetițe? Bă, ce frumusere mă, uai. Uite mă, două ghemuri așa mă, două. Uite mă, țieițe mă, uite mă, ce frumos mă. Asta e botoasa, asta la dulce ajungi. Ia uitați-vă, fiți atenți. Ce are Mihai aici? Wow. Ia uite. Uite masă. Stai acolo, Maixa, ha? Acolo. Gata, oameni buni. După o masă copioasă de caras prăjit. Două lansete la malul Dunării, direct. Într-una am pus o babușcuță și într-una o plăticuță. Vreau să fac și un feeder, poate chiar amândouă, să le pun pe viermuși. Frumos. Nu am urcat acolo pe stacadă, deși de acolo am avut rezultate. Este vânt și chiar n-am chef să stau în vânt toată ziua. Adică mica asta bucățică de timp a după amiezii care mi-a mai rămas vreo 2 ore jumate, am zis să le petrec aici așa, jos la mal. Pun și feederele, n-au încotro, trebuie să le pun. Poate. Ce să mai? A început relaxarea. Valuri în mal. Frumos. Suflă vântul ăsta puțin, dar asta este. Bine că e soarele pe cer. Am pus și cele două fidere pe pop-up cu vermuș așa corespunzător. Cârlige, mititele pe finețe. Poate ciugulim o plăticuță, un morunaș. Astea aici din stânga, ambele pe îmbucătură. Ia. Ceva acolo? S-a auzit ceva acolo? Nu. Aoleu, ce dor mie de primăvară, de vară. Doamne, doamne, trăsăturile alea. Să-mi aud clopoței. V-am spus, eu sunt nelipsit de clopoței pe lansete. Rare ori cu clopoței la trusă. Nu mai pe lansete stau la mine clopoței, pentru că așa sunt obișnuit de mic, așa pescuiesc. Unii sunt cu senzori, alții cu bambine, alții fără. Eu sunt cu clopoței. Mie îmi place cu clopoței. Cățacas, neatent, una alta, l-am auzit, zrang, direct pe el.
aștept o trăsătură. E 3 fără 10. Oricum, cel puțin o oră jumate mai am de lumină. Poate în tot timpul ăsta fie și o trăsătură. Sper. Speranța moare ultima. Sau speranța nu moare niciodată. Aș fi mers acolo pe stacadă, sunt conștient că e un loc mai bun pentru șalău acolo. Dar vântul ăsta o să îmi bubuie capul acolo și am zis să stau așa aici la mal. Și mai la vale puțin și cu feederele așa aici între curenți. Sunt poziționat bine, n-am ce să zic, sunt poziționat bine, doar că bate vântul ăsta. Suflă, suflă ca lumea. Așa liniștit, am zis că cu ea. Banatul. Am zis să vin cu pasagerul și cred că era o opțiune mai bună, dar având o grămadă de bagaje, am venit cu mașina. Ce să-i faci? Asta este. Am intrat, am ajuns. Drumul este drastic. Nu știu cum să vă spun, dar așa drum încă n-am călărit în viața mea. Oricum, bine că am ajuns. Ce bine arată vaporașul ăsta mai rar. Am agățat pe acolo vreo două monturi. Am zis să vin aici pe stacadă. S-a mai oprit și vântul. E altceva. Ia să vedem. Așa. Opa, așa. Parcă e altceva aici. Parcă e altă mâncare de pește. Ia. Așa, mă, tati, mă, altceva e aici, mă. Dar bătea vântul ăla prea puternic. Ia să vedem. Ca și de obicei. Tokyo Troy. Pe băț, pe cotor acolo și așa. Drang, drang, să ne asigurăm că nu fuge vreun șalău cu lanseta noastră. Ha? Hai, mă. S-a așezat și asta, gata. O întind așa puțin, slăbim frâna. Pietru-i pe ea. Țaca-paca, mă, frate. Și le-am la apă aici. Așa, mă, frate. Feederele sunt în continuare acolo, nemișcate, fraților, nemișcate. Mă gândesc să le aduc și pe ele. Hai să văd care-i treaba între timp. Trebuie să strâng ce am pe acolo, trusa, una alta. Bă, dar ce au pus ăștia dalele astea aici? Ia auzi? Am auzit clopoțea. Ah.
La un feeder acolo, trage. Aia e trăsătură. Aia e trăsătură. A fost trăsătură, nimic altceva. Asta a fost trăsătură aici. Am auzit clopoțelul de pe stacadă. Nu, că nu e vântul. L-am văzut când l-a zdruncinat. Trage, mă, aici trage. E ceva ce trage aici. Ia uite cum trage, na. Haide, tati. Simplă trăsătură și te-am luat. Două contra, hai. E aici, l-am luat! Plătica! Este! Bine, mă! Gata, mă, am văzut culoarea, ce să mai mă, sunt cel mai fericit pescar din Delta Dunării în momentul actual. Mamă, ce ecou se aude! Iuhuu! Fiți atenți ce plătică frumoasă, fraților! Fiți atenți! Așa ceva! Ce fericire, câtă fericire! Fiți atenți, plătica mea de primăvară a venit acum în iarnă. Na, mamă, dar ce rece, rece ca gheața! Ce să mai dă să te pup, tati! Mă, mă, mă. Haide, fugi, fă-te mare, hai. Vin apoi, ce faci? Vrei să ne saluți, nebună? Să le mănâncă laurile aia de fetiță mică, plătică mică care ești tu. Bravo! Spectacol! Am mutat toate lansetele pe stacadă. S-a oprit vântul. Așa mai da. Opa, așa. Astea pe șelău aici nu mârie niciuna nimic. Să nu mai zic de feederele astea. Nici ele. Dar nu e problemă, l-așteptam. Așteptăm, stă în geană pe el. Noroc, Laur. A fost însorit azi. Chiar a fost însorit, dar a bătut vântul. Poate mâine va fi mai bine. Mâine aici sunt prezent. Păi e stacada asta. Dacă nu ciugulesc un șalău de aici, mare lucru. N-are cum. Deci nu are cum. O zic și mă repet. Cât apă.
câtă Dunăre. Câtă frumusețe. Cum să nu-ți placă? Cum să nu adori așa ceva? Hopa! Hopa! Hopa, mă auzi ceva? De asta v-am spus și mă repet că folosesc clopoței. Cei mai avertizori dintre avertizori. Cei. Haide, tati. Haide, tati, cu un șelău frumos. Haide, tati, hai. Dă-i în ea. Deși zic eu, trebuia să lansez puțin mai în larg. Puțin mai în larg. Prea pe sub mal, parcă am lansat. Nimic? Nici o trăsătură la feeder? A fost o mică trăsătură aici și atât. Mm-hmm. Ia uita ce vapor vine, câta fumălău scoate, ăla nu mai poluează, n-are norme euro, 5 euro, 15 euro, nimic. Fiți atenți câta fumul face ăla. Pe ăla nu-l mai vede nimeni. Numai aici, pe noi în Europa, ne văd ăștia, cu catalizatoare, cu chestii. Uitați-vă și voi câta fumul face ăla. Fiți atenți ce poluează vaporul ăsta. Na. Gata, fraților. Cam atât de pe ziua de azi. Din fericire, i-am văzut și culoarea peștelui. Sunt mulțumit. N-am ce spune. Parcă ca niciodată Dunărea m-a răsplătit. Am lansetele încă la apă și astea pe feeder. Și ăsta aici pe răpitor. Țaca apac. N-a vrut el să vină un pește mai mare, dar a venit plădica. E bună și binevenită și ea. Cam atât de azi. Mâine vom continua de pe un alt loc, cel mai probabil. Dacă nu, de dimineață voi fi aici. Să vedem ce hotărăsc gazdele și prietenilor. Am zis că mergem pe Șontea spre Mila 23. Nu mă bazez, dar în principiu va fi o expediție. Dacă nu, tot aici. Hai, vă salut pe toți și până mâine e doar atât. Lanseta cu lunet. O nouă zi, o nouă aventură, fraților. Merg să pescuiesc puțin pe canalul 22. Echipa pe care o formasem aseară. Sunt în rezervă toți. Da, eu dormeam, nici nu știu cum au sărit hainele pe mine, sincer zic. M-a luat Mihai de dimineață. Haide, e 7. Mamă. Bă, dar e liniștită vremea azi, este? Da, e frumos. E frumos. Hai să vezi ce mă relaxez eu acolo. Singur-singurel. Mă lasă Mihai, el se duce pe la Mila 23, una alta. Între timp eu pescuiesc. Dacă am activitate, voi mai sta. Dacă nu, mă întorc înapoi la Dunăre.
Gata, fraților, am ajuns la destinație. Acum să arunc lansetele acum. Țac-apac. Frumos locul. Așa cum l-am lăsat. Oricum, gunoaie. Nu l-am lăsat cu gunoaie, dar văd că au apărut gunoaie. Doze de bere, sticle, chestii trestii. Clasic. Ia să vedem, e vreun pește pe aici? Gata, oameni buni, sunt pe ele. În sfârșit. Le-am dat la apă. Pe asta două pe cărășel. Iar astea două, una pe virmuș și una pe râmul roșii. Hai să vedem. Avem vreun pește pofticios pe zonă sau nu avem azi? E și să soarele a intrat în nori. Nu mai înțelegi vremea asta. Bine că e călduț afară, e plăcut, nu e ger. Opa, opa. Mi s-a părut a fi o trăsătură aici, la Vermuș. Ce-o mișcă acolo, oare? Ce-o mișcă? Mișcă pe asta foarte încet. Haide, mă, tati. Nehotărât. Iarăși. Cine știe ce oblete, mă, șmanglește acolo de Vermuș. A? Vedeți? Țac, țac. Dar foarte încet. Pește mic ceva. Ia uzi, o vrăbiuță pe aici. Ce păsărică ești tu? Haide, mă, mă, dar ce bine. Ce bine ciugulea acolo. Ești a meu. Mă? Ești a meu sau nu ești? Ești, ești. Așa, însă că e mic. Plăticuță. E, ți faci tu, mă, fetiță, mă. A? De ce umbli tu pe aici, mă, singurică, mă, fără părinți? Ia uite ce plăticuță mi-e titică. Ihihi, dă-ste. Haide, pa. Da. Plăticuța. Aici, la cărășel, văd că nimic. Nimic, nimic. Cine știe, abia le-am aruncat. Poate, poate. Alte cormoranul. Pleacă de aici. Pleacă. E o liniște de plină, fraților. Fiți atenți ce liniște. Văd că nu mai vrea să mai tragă, nu știu ce.
Da. Haideți să vă spun ce mi s-a întâmplat. Sunt pe stacada aici de vreo 3 ore. Și am tot filmat, am luat cadre. Una alta, camera pe cap, nu mi-am dat seama. Asta, camera asta când filmezi are un bipăit așa, bim bim. Nu știu, a mea nu mai bipăie, nu știu de ce, m-am uitat până setări pe acolo, nu știu care e faza cu ea. Și zic, acum am uitat să văd, mai am baterie, o dau jos de pe cap și mă uit. Când mă uit, SD full. Deci cardul era full de pe canal de acolo. Nici nu știu dacă am filmat acolo pești pe care i-am prins, oricum o plătică știu sigur că am filmat-o. Mai prinsese una mult mai mare decât palma. Nu știu aia dacă s-a prins pe filmare. Aici mai devreme am luat un guvide pe care l-am pus în lansetă. Iar pe cealaltă am oblete. Fiderele, unul cu râmă roșie, unul cu râmă, pardon, unul cu viermuș. Acum vreo oră, poate mai bine, am luat o plătică, tot așa, mare, frumoasă, mult mai mare decât palma, pe care am eliberat-o, bineînțeles, și am avut și multe alte trăsături. Plus aici, la oblete, am avut trăsături, vreo două trăsături. Dar eu, cu gândul că filmez. De unde? Nu s-a filmat nimic. Ce chestie. Deci 3 ore am tot luat cadre. Nu chiar multe cadre, dar... cardul era full. Ca să vedeți problema. Asta este. Da, am luat o plătică mai mare decât palma. O plătică chiar frumoasă. A trecut și pasagerul. Mă uitam după Max. Aseară a spus că vine. L-am sunat și mai devreme, dar n-a răspuns. Văd că de pe pasager n-a coborât. Maxule, ești un pic mincinos. Și asta este. Bine că mi-am dat seama acum și am schimbat cardul, că altfel filmam mult și bine până la sfârșitul partidei și degeaba. Am probat și pe porumb. Am probat și pe oblete, văd că nimic. Mai devreme am prins un guvid, l-am pus acum pe lanseta asta. De aici, pe asta. Iar aici am obletele. Cine știe? Poate se va mai arăta un pește. Deci azi am prins 4 pești. Două plătici acolo la canal, o plătică aici și un guvid. Și am mai avut câteva trăsături, nu mari, tot așa, țăcăneală, țăcăneală. Și nimic altceva. Chiar și aici la răpitor au fost vreo două trăsături, una chiar frumușică. Ce filmam eu? Of, of, of. Bine că mi-am dat seama. Zic să verific eu, să văd, mai am baterie? Ori nu mai am. Că încolo nu mai aveam memorie. Asta e. Haide mă, ce faci aici? Încearcă să-l halească, fiți atenți pe guvide. Ia-l, mă. Ia-l, tati, ia-l.
E al tău, nu-l lăsa. Ai, mamă, mamă, mamă. Mamă, ce l-am ratat. Ah, m-am grăbit, mă. De ce te grăbești, mă, Laur, mă? Păi, am zis să-l înțep, dar de unde? Că m-a înțepat el pe mine. Bă, și cât am așteptat răsătura asta, mă. Te-ai firea de să fie. I-a plăcut guvidele, ați văzut? Ce flânghițea acolo. Asta este, n-a fost să fie. Nu mai grăbesc, o lasă în ghită cu adevărat, nu mai. Să se înțepe. Am scos o montură, apropo, mai devreme. Ia uite, cu o ancoriță, cu plumb. Ce l-am ratat. După ce căzărare trăsăturile, mai dau și rateu. Of. Of. Aici nimic. Nici o joacă, văd că. Peste am mai tras pe timpul zilei, dar acum nici o joacă. Auzi, cântă cocoșul. Guguștucu. Cel mai frumos la sat. Cel mai frumos. Hai, mă, întoarce-te. Hai, cred că s-a speriat, vă dați seama. Ei, am scos-o din gură, mă, firar, mamă lui, mă. Haide, măi, tată, mă. Am vizit aici. Dă-i că nu mă mai grăbesc, stai cu minte. Păi lasă-l mănânci, ești nebun, ce crezi? Asta l-am luat, mă, frate. Asta vine. Nu e mare, dar l-am luat. I-am văzut culoarea, ce să mai. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Iuhu! Te-o nebunul. Bravo, mă. Cățești. Mamă, 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 ce urechi. Ce urechi, zici că-s portocalii? Ce fac, bă, băiatule, bă, ia uitați-vă. Dă să pupă Laur pe el. Haide, fugi. Bravo. Am schimbat monturile la fidere. Le-am pus de șalău și lor. Am văzut că nu e activitate prea mare la plătică și n-are rost să insist. Am prins câteva plătici. Ieri una, azi două la canal și una aici. Patru plătici. Mi-am făcut dambloa cu albitura. Insistăm pe șalău. Chiar am avut câteva trăsături. Îmi pare rău că n-am putut să le surprind. Dar mă bucur că până la urma urmei l-am văzut pe ăsta. De mai devreme. Frumos șalăul. Frumos și el ciopicul. Da, dar ce branhii portocalii avea, vai. Prea deschise așa, nu știu, n-am văzut niciodată să aibă branhile atât de portocalii. Hai, roșii, roșii, dar portocalii? Asta era mai special. Și la mine vine rar, dar când vine câte un pește, vine așa mai ciudat. Doamne, mi-am adus aminte acum de Crăpușteanu din toamnă, da, din toamnă, fără ochi, frate. Deci omul n-avea ochiul și era cicatrizat așa, ca și cum zici că se născuse așa. Hai, încă unul și gata, strâng și merg și eu acasă să mănânc, să una alta. Mâine e o nouă zi.
Nici nu știu. Să mai stau, să nu mai stau, oricum mâine de dimineață voi veni să pescuiesc, dar nu știu dacă voi sta toată ziua ca să plec poi mâine. Nu știu, voi vedea cum decurge ziua de mâine. Oricum, mai stau, mai stau, până se întunecă stau. Poate, poate se arată un gajiu mai frumos. O să iasă și soarele la puțin, acum l-a apus. Hai mă, norilor, fugiți. Zici că nici nu se mișcă nori ăștia. Ciudat. Mă învârt, mă învârt și le tot urmăresc și le tot urmăresc. Am avut o trăsătură la asta aici și atât. O trăsătură mică. Oricum, de văzut culoarea, am văzut-o azi. Soarele ăla n-a mai ieșit din nori. Văd că stă să apună. Mai stau și eu puțin și încep să le strâng. Mi-ajunge. Mai probez și mâine. Dar mai stau, încă e lumină. Zic așa, mai stau vreo 20 de minute. Apoi încep să strâng. 20 de minute, jumătate de oră. Bam, bam. Hai, fetele, ha. Haideți, fetelor, haideți. Hai cu un balaur. Mi-a clănțănit aici puțin clopoțelul. Cred că e mic. E și alăiaș dintre ăsta mic, nu poate să înghită. Deși nu e mare guvidele din cărlig. Am niște prieteni la pescuit peste Dunăre, la Tudor Vladimirescu. Unul dintre ei a prins o știuculiță mică, cică. Dar ce caută știuca pe Dunăre în perioada asta? Să fie pe un baltă, pe undeva, să depună. E nebună. Nu știu ce poate să fie aici, să nu fie curentul. Habar n-am ce-o hâțână așa. Da. Hai că eu te mai aștept până te hotărăști, tu? Da, am atât, fraților, de la malul Dunării. Merg să pap și mâine voi reveni. Mai trebuie și odihnă. Și ăsta așa de încheiere. O stai mai frumos? Stai chiar mai frumos. Da. Ciudat, nu înghite foarte mult. Și pe celălalt l-am prins tot de aici, de buză. Da, ce cârlige să stea gaț așa, mă. Ei, na. Da. Ce rece ești, nu? Frumos, nu?
Nu i-am văzut culoarea, nu i-am văzut-o, dar și când i-am văzut-o, ia uitați ce șmechere. Hai, pus la apă. Te pup, să vii și mâine cu părinții tăi. Ia se facă eliberare la șmechea. A? Frumușel ăsta. Nu arată rău. Dă-i drum. Fă-te mare, mă, mare, mare, fă-te. Gata, fraților. Strâng, 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 strâng. Am fugit. Dar tu nu pare că ai trecut de aici. Ba da, mă, de pe urmă, de pe urmă, așa, pe urmă. Pe urmă. Intrat în adevărata sălbăticie. Da. Cum îi spune la canalul ăsta? Canalul lui Harașca. Canalul lui Harașca. Ce apă frumoasă. Te luați iarăși pe tot. Stai, mă, stai, stai. Aici chiar că e sălbăticie. Liepa aici. Asta e picată ca lumea. Mamă, dar ce sălbăticie aici. N-ai scala de apă. Păi, îmi place, poate să ajungă ieri, îmi place. Nu. Da, asta și groasă, este de greu. Da, când scade, știi, stai coronamentul. Acum, cât e apa mare, dar când apa mai scăzută... N-are cum, n-are. Vă întreb că... N-are, pe crivaia n-are, care portiune de cu bac, nu poate să n-are. Da, să meargă, nu! Nu mă ajungă la liceu. N-are. La liceu, n-are. N-are. Cabana ești ceva, nu? Da, da, pescare. Da? Mamă, dar ce mișto e locul ăsta aici. Așa, și sunt căscuți până la... Mamă, ce frumuseți! Și aici unde am ajuns? Pe ce canal? Ăsta e Litkov. Litkov, mă? Da. Bele. Thank you.
Și am ajuns la Crișan, fraților. Trecem puțin pe la magazin, pentru că la Gorgova au închis magazinul. Nu mai e magazin. Ia să te puțin partea asta la noi. Acolo? Da, okay. A adus Mihai niște cetățeni din sat să caute vacile. Nu, Mihai? Da. S-au împrăștiat pe aici prin delta. I-a lăsat pe ei și trebuie să le găsească, să le mâne până în sat. De la Crișan, de aici, nu? De la Crișan până la Gorgova. Până la Gorgova. Noi mergem la magazin, iar apoi mă voi opri, nu știu. Știe Mihai un loc unde să pescuiesc. Și că se prindea pește. Vom vedea. Canalul Caraurman. Ăsta e canalul Caraurman, nu? Da. Și aici ieșim în Dunăre, în bratul Dunăre. Dacă e deschis. Hai. N-am mai fost pe aici de vreo 4-5 ani. Opa, așa. Auzi, mă, Mihai, asta în mod normal ar fi cum ar veni Dunărea Veche, nu? Dunărea Veche, da. Suntem la Crișan, vis-a-vis de complexul Leboda, fraților. Țaca, poaca. Fac și eu lansetele, le lansez și să vedem ce se va întâmpla aici. Avem o zi superbă, mai sunt pescari aici, încă nu i-am întrebat dacă au prins ceva. Acolo avem la spinning un cetățean frumos. Gata, mă pun să fac lansetele. Gata, fraților, lansetele la apă. Am pus două pe crab frumos, elegant. Nu știu ce fel să-l iau, l-am luat cu bonduiel și viermuș, iar cealaltă cu porumb flotant. Iar în partea asta aici avem două lansete pe cărășel viu. Probăm și așa și așa. Fratele Mihai aici. Stăm la un șpriț, la o vrăjeală, în altă oră, două, și dacă nu e nimic, îi dăm spre Gorgova. La Șalău. La Șalău, acolo, la estacadă. Dar sperăm să se arate. Nu? Colegii, ai văzut, mai încolo au prins ceva. Da, au prins ceva, un ciortan, poate, nu? Nu știu sigur ce au prins, dar i-am văzut cu minciogul la apă. Eu am omis să iau minciogul. Asta este, peștele să vină. A zis Mihai că îi dăm cu rama în cap, cu piatră, vedem noi. Împrumutăm. Pe nu știu ce, tu știi. Am tins odată, nu? Am tins-o, eu ți-am scris și mai devreme a țăcănit ulac. Am adoptat stilul smuls.
pe scar trec, nu găsesc locuri. Căutare de locuri, nu? Da, frumos și afară și locul, e beton. E super. Ceva frumos. Hai să vedem. Am să schimb, am să pun și pe râmă și pe vedem. Ăsta-i, mă. Gata, mă, e aici. Și fii atent, pe flotant a intrat, mă, și mă gândeam să scot. Dar fii atent ce sălbatic e, bă, Mihai. Da, mă. Uite-le, uite ce crăpuștean, na. Uite, Mihai, că n-avem minciogul la noi, na. Da, dar zic să-l scot din apă, asta e faza. Haide, lasă că te iau pe fir așa, că e firul puternic oricum. Opa. Bă, ce vorbești, mă, Mihai, mă. Primul crapan ăsta, bă. Primul crăpuștean, bă. Fii atent pe flotant, a intrat și mă gândeam să schimb montura, mă. Trei boabe pe flotant, fiți atenți ce frumos. Ia uite, bă, Mihai. Așa, da. Mai venim, mai venim. Ia să-l pupăm și să le eliberăm. Fiți atenți ce frumusețe e, ce mândrețe de crăpuștean. Primul crapă anul ăsta, Mihai. Hai, te-am pupat? Fugi și fă-te mare. E, ce se împotrivește, măi, nărăvaș? Ia. Opa. Opa. Ăsta-i mai mare? Cam tot la fel, cred că e frasul, nu? Cred că am nădit aici, nu? Știi care e faza, Mihai? Nu avem mincioc, tată. Dar nu trebuie, măi. Am fir rezistent, mă. Gata. Ăsta e. Ăsta e mai mic. Ăsta e mai mititel. Bag aici să vadă oamenii. Că nu stăm degeaba pe baltă, adică ne facem treaba. Nu, invers, că te vezi tu, invers. Așa, cu camera. Ăsta-i, mă, fraților, pe ăsta l-am prins la buchet de râmă cu viermuși. Fiți atenți. Ia uite. Ce părere aveți? A? Are valta pește? Are, nu? Hai să facem și o eliberare. Iuhuu! Cred că te-ai filmat pe tine, da. Dar nu te filma, era în live. Ia uite la. Uite, să uită la porton de la care... Ce viteză a prins, ai văzut? Dar ăsta e mai măricel, Mihai. Dar tot așa... Da, cu camera înainte, așa. Așa. Ăsta e mai frumos, Mihai. Oho. Oho, ăsta e mai... Da, ăsta e mai frumos. Al treilea, da. Ori e mai bătăios, ori e mai frumos. Nu, e mai... e ca tot ăla. Da? Da, dacă mai pun momeală de aia. Da, mă, n-avem mincioc, mă, fii atent. Hai, stai. L-am zăpăcit, ce să mai, gata, l-am nonorocit. Al treilea, fraților. Corespunzător așa din lateral, l-ai văzut? Înțepat. Cum trebuie. Ia fiți atenți. Așa ceva? Ce să mai, așa ceva? Îl pupăm și pe ăsta și se eliberează, fraților. Să fie. Uuuu!
E acolo, nu? Da, este. Păi eu când ți-am zis, mă, ai văzut? Da. Și ce i-am dat eu? Momeală de aia șmecher. De aia șmecher. Ia uite-le, Mihai. De acolo n-a pus-o, să vadă. Opa, crăpuștean, opa. Opa. Băi, dar ți-am zis, dacă pun eu mâna pe lansetă... N-avem minciogul, ca să vezi berg. Obosești, o leacă. Și ai văzut ce i-am dat eu? Ce-i trebuie? Oricum îl eliberam. Am zis, de aici încolo ăștia al nostru. Dar oricum îl eliberam. Bă, fraților, da, ai văzut? Aici... Ai văzut ce momeală ți-am pus eu? Da. E distracție mare, ce să mai... Am scăpat pe al patrulea, bă, Mihai, bă. Asta e, la mea nu trage, uite. Lanseta mea nu trage nimic. Asta e lanseta cu lunetă. Da? Frumos, era și ăsta frumos. Uite, în partea alantă, scoate iară. A, nimic. Tot la asta. Haide, mă. Ai, bă, ce a fost asta? Da, frumușică trăsătura. A tras și a lăsat-o. Lasă la acolo ca să vină înapoi. Da. Hai, mă. Vorbeam de trăsături, ai văzut? Da. Asta e. N-a vrut să pape. Hai să-l înțepăm pe șmecher. Ta-ni-na-na-na-na. Unde mi te-ai băgat, mă? Bă, s-a băgat în mal, bă, aiurea, mă. Ah, scăpare. Rateu. Aia are pește în ea, mă. Aia are pește în ea, gata. Ia? Hai că-l înțep acum, dacă mai trage o dată, gata, l-am înțepat. Haide, mă. Probabil că doar a ciugulit așa puțin la buchețel acolo. Plăticuța. Am văzut că e activă plăticuța. Am prins ieri alaltă ieri plătică. Da. Da. A fost ceva mic. L-am înțepat, mă. L-am înțepat pe șmecher. Haide, mă, tati, vină încoace. L-am înțepat pe șmecher, mă. Ușurel, așa, ușurel. Nu neapărat, nu, tot așa bătăuș. Nervos. S-a eliberat, mă. Opa.
Aaa, treia să-l mai las, mă? Treia să-l mai las, Mihai. Dar a avut trăsătură frumoasă. A tras bine, bine. Corespunzător, da? He? Da, bă, n-aveam cum să-l las, că deja trăgea cum trebuie, adică era pățăcăneala lui acolo. Asta l-am cu ea, iar. Hai că avem aici momeală cum trebuie. Hai să schimb rămânța asta. O răm o schimb. Hai la tati. L-am înțepat. Hai, mândrule, vină încoace. Nu, nu-i mai dau nicio șansă, mulinez continuu, pentru că am văzut că dacă le dai șanse și nu te împotrivești, știi? Au obiceiul de... Bă, ăsta e mai frumos, bă, Mihai. Da, ăsta e mai frumușel. Ai ruleta? Ruleta cu luneta? Opa! Ăsta e mai frumos, mă, Mihai. Ăsta e kilo. Opa, și ca așa. Ăsta l-am luat de, fii atent, de buza de sus, mă. Nu, mă, broadere. Hop. Ia, fiți atenți. Fiți atenți ce mândrețe de crăpuștean. Fiți atenți ce frumusețe. Fiți atenți. Ce asta mai? Aaa, și-a luat acum. Lanseta cu lunetă. Iuhu! Să te mănânce lauri, dar la toamna viitoare. Bravo, mă. Dar eu zic la toamna viitoare. E, încerca el, da. Nu e, băi, Mihai. Uite, acum. Ce, am luat o scoică, Mihai. Ha, nu știu. Ăla-i, mă. Printre crengi, pe aici. E mai mare, a? Bă, ăsta e mai mare, bă, nu știu. Ia să vedem, mă, la ori. Hai să vedem. Într-adevăr, chiar se opune. Dar unde este, că nu-l văd? Vine, vine, uite acolo, în stânga, 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 uite-te la vârf. Ohoho, ăsta da. Ăsta mi-a mărit. A! A scăpat. Măcar l-ai filmat. Da, măcar atât. Băi, fraților, cam asta este partida. Vă mulțumesc frumos că țineți aproape. M-am distrat, a fost o experiență, nu știu, nemai întâlnită pentru mine. Oh. Bă, ăsta era mai frumușel. Ăsta da, sărea de 1,5 kg. Ca 2 kg, cam așa zi. Mamă. Asta este. N-a vrut să fie. Oricum îl eliberam. Da, am zis că dacă era puțin mai mare, îl păstram și îl puneam la proțap acolo, la, știi? La Gorgova, dar asta e. Dacă n-a vrut să fie, n-a vrut să fie. Vă salut pe toți. Vă mulțumesc frumos pentru aprecieri. Țineți aproape, facem frumos, lanseta cu lunetă e pe baltă. Să ne auzim numai de bine, fraților. Haide.
Noroc. Noroc, Laur, mulțumesc. Uite, lebedele, frumos. Mila 23. Sănătate. Mulțumesc frumos la toată lumea. Beton. Beton. Sub pontonul ăsta aici. Beton. E plin de ploțelic aici. Îngărești cormorani și intră acolo, că acolo nu prea se bagă ei. Da? Uite, văd pescari, vezi? Da. Soarele ăsta. Da, mă, să-mi pun ochelari, că degeaba i-am pe cap. De asta, strănul. Ce ai, mă, așa ceva? Mirific de delta Dunării. Ia uite, uite că a prins, na. Bravo! Felicitări, bravo! Deci dacă stai și cu fără cărlig, mă prins. Oare? Zici tu? Dacă îi dai o mume al de care am eu. Oi, lei. Tu știi că-s prind aici? Îl zăpăcești. Avem și monumentul domnului Pațaichin de la mina 23. Aia cred că e casa memorială, nu? Frumos, frumos, frumos. Frumos. Cristian era, nu? Frumos, corespunzător. Iuhu! Ai luat sacul de gunoi, nu? Corespunzător. Ce mai avem în barcă, Mihai? Nimic? Gata, nu? Ok, gata. Cam asta e treaba, fraților. Misiune îndeplinită. Suntem la Gorgova Kerhana. Ia zi, Vio, ce ne face aici? Ciorbă de pește. Mamă. Uite, mama, mamă, și aici bunii ne face? Turte. Turte. Stai să șterg eu, asta wow. Și tu. Lasă-mă cu lup de acolo. Ia, pune aici. Îmi pun pentru tine, pentru... Zici? Pe vostru, dar zic. Da? Da. Bine, atunci. Când te mai duci, mă, pe la Zibil. Mm-hmm. Nu știu dacă colegul ăsta e cu mine, mă, coleg de muncă, băiatul ăsta. Ți-a plăcut vinul? Păi, cum mai de să te Bea pur și simplu, bă. Da, am scot bidonul. Arată ce urmă. Bea aștept să Era bun. Asta, da, e mic, mă. Eu mi-am luat. Să fie mic. Știu că. Cum e asta? Mai trebuie să are oțet, la ură, spus așa. Leu. Nu, nu, e perfect, e perfect. Nu. E frumoare. Mulțumim, mă, fel. Da.